Mă gândeam în timp ce se cânta că ce înțelept a fost Dumnezeu să pună la capătul fiecărei săptămâni o zi de duminică. Pentru că duminica salvează săptămâna. Nu știu cum a fost săptămâna ta, știu cum a fost a mea, dar știu că oricum ar fi fost, duminica o putem răscumpăra. Mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua de duminică. Mă bucur să vă întâlnesc în zi de duminică, în zi de sărbătoare. Mă bucur să văd chipuri cunoscute și chipuri necunoscute. Mă bucur să ne reîntâlnim după atâta timp. Sperăm să nu se mai întâmple asta. Și să pot veni un pic mai des. Și fie ca în următorul ceas, chiar Domnul să ne învioreze inimile. Dacă a făcut-o prin cântare, să o facă și prin Scripturi. Pentru că Domnul poate. Deschidem, dragii mei, cu gândul la sărbătoarea de azi, Matei 21, versetul 10 la 17. Matei 21, versetul 10. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis: este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând Osana fiului David, s-au umplut de mânie și i-au zis: auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus, oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laudele din gura pruncilor și din gura celor ce sug? Și lăsându-i, a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a poposit acolo. Amin. Să ne așezăm. Iubiți frați, stimate surori, iubiți prieteni, scopul imediat pentru care Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim a fost ca în aceeași zi, foarte repede, să ajungă la templu. Sigur că scopul mare, ultim, a fost să ajungă la Golgota, pe cruce, apoi în mormânt, apoi cu moartea pe moarte călcând, să învieze, pentru ca să fie viu în vecii vecilor. Dar scopul prim a fost templul. A plecat din Galileea Domnul Iisus Hristos înconjurat de ucenici, înconjurat de admiratori, de oameni cărora le-a făcut mult bine și a călătorit drum îndelungat, timp în care a învățat, a făcut alte minuni, timp în care a rostit parabole, timp în care probabil că și alți oameni care nu-L vor fi întâlnit în Galileea vor fi avut ocazia unei întâlniri personale cu El, dar ținta lui Iisus a fost templul. Priviți la versetul 10 și mai ales la versetul 11 și apoi la versetul 12, unde spune că după ce se întrebau oamenii cine este acesta și se dădea răspunsul cu profetul din Nazaret, cu cel care vine din Nazaretul Galilei, versetul 12, ca o destinație, Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu. De ce a intrat Iisus în Ierusalim? Ca să ajungă la templu. De ce să ajungă la templu? Aș vrea ca acesta să fie subiectul serii. Iisus în templu. Dar nu vă grăbiți să scrieți titlul așa, că titlul va fi un pic diferit. Asta e numai teza, nu titlul. Templul în care intră Iisus
nu era templul lui Ezra și al lui Nemia, ci era templul lui Irod. Făcut de Irod. Templul lui Dumnezeu, dar făcut de Irod. Irod nu era evreu, nu era nici măcar roman, i-am fiertat-o mai ușor. Era idumeu. Iar idumeu vine de la Edom, iar edomiții au fost dușmanii istorici ai poporului evreu. Dușmanul le-a făcut templu. Și pentru că le-a creat această clădire, acest edificiu impresionant, de două ori mai mare decât templul lui Solomon, l-au iertat pe Irod pentru toate și aveau ce ierta la Irod. Dar toate i s-au iertat. Într-un timp record de 20 de ani, chiar record, el a construit în mare templu și l-a făcut funcțional. Și de acum puteau să-și țină toate sacrificiile, ritualurile, puteau să facă pelerinaje, de acum în sfârșit aveau templu și cât de mult însemna pentru iudei să aibă templu. Similar cu cât de mult înseamnă pentru noi să avem biserică și sper că ne bucurăm de biserică și în sensul locației. Avem un loc unde venim cu toții, mulțumim lui Dumnezeu pentru biserică. Templul acesta, dragii mei, avea trei spații pe care aș dori să vi le descriu pe scurt, ca apoi să înțelegem unde a ajuns Iisus și de unde a scos afară pe cei pe care i-a scos. Existau trei curți ale templului și edificiul propriu-zis. Prima curte se numea Curtea Neamurilor și era cea mai generoasă, adică încăpea multă lume. Neamurile nu se referă la neamurile evreilor, ci se referă la ne-evrei. Adică în spațiul acela erau cei care nu aveau dreptul să meargă mai departe și ei puteau să rămână doar aici, cel mai aproape de edificiul propriu-zis al templului. Apoi era a doua curte, era curtea femeilor, dar se înțelege că a căror femei? De ce etnie? Prima curte era curtea neamurilor, bărbați și femei neevrei. A doua era curtea femeilor. Ar trebui pe cale logică să știm care femei. Evreice. Evreicele puteau să meargă mai departe, de fapt să urce. Templul lui Irod era prevăzut cu o diferență de nivel de aproximativ 6,5 metri între prima curte și a doua. Nu știu cât are peretele aici, dar vă puteți imagina 6,5 metri. Cât are peretele? Are mai mult, cred, nu? Undeva, 6,5 metri. Se urcau 33 de trepte din prima curte în a doua. Astfel încât neamurile să nu aibă acces vizual la ce se întâmplă în curtea femeilor. Singurul lor acces cu ce se întâmplă mai departe era auditiv, adică doar bazat pe ureche. Că doar, nu-i așa, mântuirea vine prin auzire. Curtea femeilor era un pic mai restrânsă, cu un spațiu mai mic. Apoi a treia curte, aproximativ egală cu cea a femeilor, era curtea bărbaților, dar acum vă întreb pe cale logică, ar trebui deja să știm răspunsul, care bărbați? Evrei, numai evrei. Între curtea femeilor și curtea bărbaților era o diferență de nivel de aproximativ 3 metri. Aproximativ 15 trepte urcau bărbații în curtea lor. Iar la nivelul curții bărbaților era în sfârșit clădirea propriu-zisă a templului, care în limba greacă se numește Naos, sau îi zicem noi sanctuar, care sigur cuprindea Naosul, cuprindea Sfânta și Sfânta Sfintelor. Dar nu vom intra în detalii. Ce trebuie să reținem, dragii mei, ca să avem o imagine corectă, este că în sine clădirea templului era mică, dar foarte importantă. Accesul în clădire, din punct de vedere numeric, era redus, foarte redus. Restricțiile erau maxime pe măsură ce te duceai spre Sfânta Sfintelor, dar generoase erau spațiile acelea, acele grădini, acele curți exterioare, dintre care cea mai generoasă era curtea neamurilor. Din punct de vedere textual, să știți că Noul Testament folosește două cuvinte pentru templu. Primul cuvânt
să zicem așa, care deja vi l-am menționat, este cuvântul naos și care se referă la sala propriu-zisă, la încăperea interioară a templului, iar celălalt cuvânt este hieron. Și hieron înseamnă templu în întregimea lui. Adică dinpreună cu toate, curțile lui. Aici, lămuritor pentru noi, Matei folosește cu multă acribie nu naos, ci folosește hieron. Așadar, Iisus n-a intrat în clădire pentru că nu putea să intre în clădire, pentru că nu prea se intra în clădire, sau oricum, poate n-ar fi avut căderea să intre, omenește vorbind. Iisus nu intră în clădire, așadar, ci Iisus intră în hieron, în templu, în spațiile exterioare ale templului, dar sacre și ele, bineînțeles, precum spațiul interior. Și acolo, Domnul, când ajunge, probabil în curtea neamurilor, găsește două categorii de oameni pe care îi scoate cu biciul afară. Prima categorie sunt cei care făceau schimbul valutar, zice că schimbau bani, făceau exchange, iar cealaltă categorie legată strâns de aceasta, ele mergeau mână în mână, erau cei care vindeau și cumpărau în templu, hieron, în curtea interioară. Dragii mei, cum mi se spunea că sunt un fiu al șteiului, ceea ce este onorant pentru mine. Și eu, ca și dumneavoastră, pe aceste meleaguri, am crescut cu această interpretare. Auzi ce făceau evreii în templu, vindeau și cumpărau și schimbau bani. Dar eu sunt mai vinovat decât dumneavoastră, că eu m-am început a predica pe la 18 ani, cum unii țineți minte. M-aș bucura să nu mai țineți minte predicile acelea. Ele nu sunt așa onorante pentru mine. Dar cred că le-ați uitat. Eu am și început a predica, după cum am auzit, că omul cum aude așa. Și ani de zile am tunat și eu și am fulgerat și am zis, Domnul îi scoate afară pentru că n-aveau ei ce căuta acolo. Cum să vii cu schimbul valutar, cum să vii cu animale, cum să faci vânzare, cum să faci comerț în templu? Eroare de două ori, dublă eroare. În primul rând, nu era unde. Nu era naos. Așa ceva nu s-a întâmplat în naos nici atunci, nici înainte, nici după. Niciodată nu se întâmpla asta în naos, în sanctuar. Nu era naos. Era cel mai probabil, dragii mei, în curtea exterioară, în curtea neamurilor, acolo se întâmplau aceste activități mercantile, activități comerciale, cum le-am putea numi. Deci, iată prima eroare de locație. A doua eroare este că faptul acesta nu era deloc greșit în sine, era absolut legitim, pentru că evreii au primit dreptul de la romani, nu vom intra în detalii de ce au primit acest drept, dar oricum era o semi-autonomie acolo, au primit dreptul de a-și păstra monedă, iar faptul acesta i-au făcut-o pentru că atunci când vin evreii din lume, de-a lungul și de-a latul pământului, să vină fiecare cu moneda lui și astfel încât ca să poată cumpăra animalul de jertfă, că se aduceau jertfe, să fie nevoiți ca să poată cumpăra, că nu puteai cumpăra cu euro sau cu dolari, cum ne imaginăm, în România, dar nu poți cumpăra. Ai și ce faci, că ai, că nu te poți folosi de ei, da? Așa erau și ei, veneau cu euro, cu dolari, nu puteau schimba nici măcar cu lire sterline, care lira e mai interesantă decât euro și dolari. Evreii și-au păstrat monedă ca să poate face ce? Schimbul. Și la schimb, ce să facă evreul? Să câștige. Dar de ce evreul? Și eu, dacă aș face schimb, aș vrea să câștig. Sigur, dumneavoastră n-ați vrea să câștigați. Dumneavoastră ați face în pierdere. Uite, eu n-aș face. Și nu sunt evreu. Schimbul de bani în templu, a se înțelege în curte, era legitim, era normal. Unele sărbători, precum sărbătoarea pascală, era o sărbătoare de sacrificiu, adică se sacrificau animale și păsări.
Și rânduiala era să nu-ți aduci animalul, chiar dacă îl ai, la nu știu câte mii de kilometri sau sute de kilometri distanță, nu-l vei aduce, chiar dacă el este cușer când pleci de acasă, dar pe drum s-ar putea ca animalul să capete o vătămare sau s-ar putea să se îmbolnăvească. Mă înțelegeți, da? Prin urmare, el ar ajunge cu el după toată grija și preocuparea și el, când ar trece prin fața comisiei de la intrare, era poarta oilor pe unde era comisia aceea, când ai trece prin fața comisiei, el n-ar mai avea animalul, n-ar mai primi dreptul de a ajunge ca jertfă, pentru că nu era cușer, pentru că avea un cusur, avea o boală, o meteahnă. Și atunci erau încurajați pererinii să nu aducă animalul, dar e de înțeles, vă rog să înțelegem, nici noi nu ne-am fi dus cu un animal, de-abia ne duceam pe noi. Se mergea pe jos și călare, mai car un animal după tine. Iei un animal să te care el pe tine, nu tu să duci un animal. Trebuia să vii numai cu bănuții, schimbăm noi bănuții. Avem noi aici de toate. Oare acum vom înțelege mai ușor, ne va fi mai clar de ce câmpiile Betleemului când s-a născut Mântuitorul era cu păstori, erau cu păstori și cu ce? Cu oi. Pentru că cea mai profitabilă afacere era oieritul în zona Ierusalimului. Cum? Era cea mai profitabilă afacere. Prezența animalelor în curțile exterioare ale templului era legitimă, așa se închinau ei, așa înțelegeau ei, noi nu putem schimba istoria. Aveau nevoie așadar ca cineva să le schimbe banii și cineva să le vândă, evident că la suprapreț, normal. Cum se zice, cu un adaus comercial, pentru că îl cumperi în stațiune, adică îl cumperi aici templul. Sigur, dumneavoastră nu v-ați fi pus adaos comercial, eu mi-aș fi pus. Că sărbători nu erau în fiecare zi. Atunci când vine sărbătoarea, să vindem, nu? Dar ce faci cu animalul ăla până peste un an? Acum să vindem. Domnul Iisus Hristos, așadar, când intră în curtea templului și îi găsește pe schimbătorii de bani și pe vânzătorii de animale, respectiv de păsări, să știți că Domnul nu se scandalizează în fața fenomenului în sine și atunci sigur că se ridică întrebarea serii. Bine, frate, dar atunci de ce îi scoate afară dacă ei erau într-o situație legitimă? Iar răspunsul trebuie căutat într-o anumită subtilitate și iată ce face seara noastră mai interesantă. Înseamnă că Domnul altundeva a vrut să ajungă. Înseamnă că Domnul nu avea ceva cu ei și cu activitatea lor în sine, ci înseamnă că Domnul, scoțându-i afară pe aceștia, dorea altceva, alt mesaj să transmită. Și acum vă rog să notăm titlul predicii. Prin gestul de a-i scoate afară, Domnul spunea două cuvinte. Eliberați spațiul. Faceți loc. Prea multă ce? Dacă am să eliberat spațiul, ce era? Prea multă ce? Prea multă gălăgie. Prea multă aglomerație. Comerț, am înțeles, trebuie să se facă, dar e prea mult. Când Iisus face ce face, intrând în templu, El nu condamnă fapta în sine, ci condamnă excesul, denaturarea. Domnul nu avea nimic cu ei în sensul în care vă spuneam, ci Domnul vrea să spună, ați umplut curtea aceasta de bani. Știți ce zic de bani? Adică de mesele astea cu schimbarea banilor. Și ați umplut-o cu animale, atât de multe animale, atât a speculați momentul, comercial vorbind, atât ați speculați, încât nu mai vedeți altceva și încât culmea, curtea s-a umplut de animale și de bani și nu mai încap cine. Oare ce vreau să zic? Cine intuiește ce vreau să zic? Neamurile sau, să zicem generic, nu mai încap cine? Oamenii! Când face curățirea templului, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, poartă acea bătălie pentru oameni. Oamenii nu mai au loc. Au loc ritualurile. Câștigul vostru e asigurat. Animalele sunt cușer. Banii sunt buni, nu sunt falși. Totul funcționează. Jertfele se vor ține. Sărbătoarea va fi la locul ei.
Totul funcționează, totul merge, doar că omul lipsește, închinarea lipsește, focul lipsește, autenticitatea. De fapt, Domnul nu condamnă schimbarea banilor și vânzarea animalelor, ci condamnă formalismul, căderea în formă. De fapt, Domnul condamnă lucruri de nuanță și de exces. Și aici, când spunem toate acestea, aproape că ne regăsim și pe noi, că dacă lăsam prima variantă cu care am crescut, noi ziceam, noi nu suntem vinovați de treaba aia, că noi bani nu schimbăm, că nu avem ce schimba. Iar animale nu vindem și ne cumpărăm, nu, că nu le știm crește, adică noi suntem în afară, noi suntem curați, frate Ghiță. Uite că nu suntem chiar așa curați. Uite cum în spațiul acela al mântuirii, al revelației, al sărbătorii, al bucuriei, se poate pot apărea lucruri omenești, legitime, dar omenești, aglomerări ale minții, ale activităților, ale lucrurilor, ale materialismului, ale nu, ideilor, ale care ne pot îmbâxi, care ne pot denatura închinarea noastră. Ei bine, dragii mei, eliberați spațiu înseamnă faceți spațiu, faceți loc pentru trei activități. Haideți să le luăm pe rând, urmărind pericopa pe care am citit-o. În primul rând, avem aici, în ceea ce Domnul face, un spațiu pentru rugăciune. Un spațiu pentru rugăciune. Zice că Domnul îi dă afară pe schimbători, îi dă afară pe vânzători, versetul 13, și zice, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune și voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Primul element acesta este, Domnul îi scoate afară ca să ne putem ruga, ca să putem transforma locul acesta în ceea ce a fost cândva gândit să fie, anume să nu fie atâta comerț, ci să fie mai multă rugăciune, un spațiu pentru rugăciune. Antiteza pe care ne-o propune Domnul aici este fabuloasă, e un citat din Vechiul Testament, cum cred că știți deja, și zice casa vis-a-vis de peșteră și spune casa mea, oikos, casă și peșteră, da? Cumva în casă locuiesc oameni, iar în peșteră locuiesc sau locuiau pe vremea aceea. Ce locuiau în peșteră? Animale, de obicei animale sălbatice și nu numai. Peștera așadar era o vizuină a fiarelor sălbatice, peștera era uneori folosită de tâlharii de la drumul mare, dar oricum antiteza este puternică. Iată, casa este spațiul domestic, spațiul liniștit, spațiul confortului, a siguranței, spațiul cu oameni, da? Este sălaș, adică spațiu cu oameni, casa, pe când dincolo este peșteră. Casa mea se va numi o casă de rugăciune, adică unde sunt oameni în casă trebuie să fie ce? Rugăciune. Rugăciunea e proprie omului, iar voi ați făcut din casa mea aceea care era cu oameni și cu rugăciune, ați făcut o peșteră de tâlhari, iar peștera este cu animale și comparația este în cele din urmă poate un pic forțată între oameni și animale, oamenii pe de o parte din casă și animalele din peșteră. Iar tâlharii de acolo, cuvântul pentru tâlhar, tâlhărie, are primul sens acela tâlhar la drumul mare care te jefuiește și apoi tâlharii aceia care erau îndrăgiți de popor și care erau un fel de zeloți, care purtau același nume în grecește și care luptau pentru dezrobirea poporului de sub dominația romană, dar luptau cu arma, luptau, sigur, întotdeauna au luptat degeaba sau cum să spun, totul a fost înfrânt în sânge, înnecat în sânge, dar luptau în felul acesta. Casa mea se va numi o casă de rugăciune. Casa, așadar, este spațiul în care toți din casă se întorc spre interior, pentru că, așa, în căminele noastre, în casele noastre, ne întoarcem spre interior. Peștera este locul în care toți se întorc spre ce? Spre exterior, tâlharul privește afară din peșteră ca să prindă pe unul pe altul. Casa este spațiul unde tot se orientează spre verticală, pentru că fiind cumva închiși în casă, în sensul bun al cuvântului, da, protejați, îți mai rămâne ca la arca lui Noe, o fereastră unde? Sus. Iar în casele cu creștini este mereu o fereastră nevăzută unde? Sus. Casa este orientată spre verticală. Peștera este întotdeauna, cei din peșteră se orientează spre ce? Orizontală.
Casa este spațiul unde toți se adresează sau adresează petiții lui Dumnezeu, iar peștera este locul în care toți adresează pretenții, pretenții trecătorilor. Ce al tău să fie în mod abuziv al cui? Al meu. Foarte interesant, cuvântul pentru rugăciune din Matei este un cuvânt care se traduce mai degrabă prin proșternere sau prosternere. Vedeți, în Noul Testament sunt mai multe cuvinte pentru rugăciune. Dacă le-am cunoaște în varianta lor originală, să știți că Scriptura ar fi mult mai frumoasă și mai relevantă. Dar cuvântul cel mai utilizat, vă pot asigura, este acest cuvânt care se traduce prin prosternere și aici, de fapt, nu avem de-a face neapărat cu un conținut al rugăciunii. Casa mea se va numi o casă de rugăciune în sensul de conținut în care se vor rosti aceste rugăciuni și nu altele. Ce are mai degrabă de-a face cu gestul, de fapt, gestul fizic, pentru că prosternere înseamnă a plecare cu fața la pământ. Vreau să folosesc un termen, dar sper să nu vă potigniți că îl folosesc. Termenul ăsta nu face rău la nimeni. Îl puteți și-l uita imediat după ce l-am rostit. Dar termenul e foarte corect, pentru că descrie prosternere sau metanie sau mătănii, da? Aplecarea cu fața la pământ. Unele confesiuni practică asta. Sigur, noi nu practicăm, de acord, noi mai multe nu practicăm. Dar vreau să zic că aia este gestul, să te apleci cu fața la pământ. Noi de obicei stăm în picioare, cu fruntea sus, cu mâinile pe sus, n-am nimic cu nimeni, n-am nimic. Nu mă zic așa tendința noastră. Noi triumfaliști, noi hoveri cu Dumnezeu, hoveri. Noi care ne-am înțeles cu El niște chestii. Noi care îi tragem cu ochiul lui Dumnezeu. Noi. Casa mea se va numi o casă de rugăciune. Hai să traducem mot a mot. Casa mea se va numi o casă de prosternere. De aplecare până la pământ. De smerenie. De dependență afirmată, asumată, publică de Dumnezeu, de Tatăl. Casa mea e un spațiu al rugăciunii, iar pentru rugăciune trebuie să facem loc, trebuie să eliberăm un pic, adică nu putem să ne rugăm în orice condiții. Dumneavoastră vă puteți ruga în orice condiții? Dacă tinerii noștri aici cu atâtea boxe, n-am mai fost de mult la dumneavoastră, vă găsesc cu multe boxe și multe lumini. Frumos. Cu reflectoare. Dacă ei s-ar juca aici, prostește odată, să ne vă pună tot felul de sunete, cu război, cu bușcături, cu pe aici, știi? De pe internet, normal. Și-ar zice, rugați-vă, nu? Vă rugați? Căci că inima contează, serios? Mai că până la inimă, până la inimă, opriți acelea, opriți celelalte. Facem un cadru sau gândim un cadru, întreținem un cadru, toți ne gândim la asta în toate bisericile, să întreținem un cadru care să fie propice, nu atât de mult predicării, sau nu în primul rând predicării, nici cântării în sine, toate sunt mijloace, să fie propice ce? Rugăciunii. Aș fi trist ca la sfârșitul acestei predici, așa cum e ea, dar aș fi trist să nu aveți dorință de rugăciune. Și aș fi onorat, ar fi cel mai bun compliment, ca la sfârșit, când se va face rugăciunea finală, să ne rugăm cu toată inima. Înseamnă că și cântarea și predica a ajuns în inima noastră. Pentru că, de fapt, proșternere și rugăciune, pentru că, de fapt, aceasta este atmosfera în care ar trebui să trăim, pe care ar trebui să o cultivăm, pentru că, de fapt, când spune eliberați spațiul, este dă la o parte orice piedică, nu neapărat păcat, nu neapărat, ci ceea ce te incomodează, ceea ce te presează, ceea ce îți fură pacea, liniștea, creează cea mai bună atmosferă, luptă, plătește, du-te, nu? Baricadează-te, vezi ce faci, tu personal, familia ta, biserica ta. Eliberați spațiul, fă loc, aerisește spațiul ca să ne rugăm. Ca rugăciunea să nu contenească. Și slavă lui Dumnezeu că rugăciunea, cred, nu contenește, ci se îndreaptă mereu spre Dumnezeu.
Fie casele noastre case de rugăciune. Fie casa Domnului, mai ales casă de rugăciune. Fie inima noastră nu o peșteră, ci o casă de rugăciune. Fie mintea noastră și atunci când nu putem fizic și nu trebuie să facem teatral, să ne înțelegem, nu trebuie să facem teatral. Dar atunci când nu putem face fizic, fie ca inima noastră, mintea noastră să se plece necontenit până la pământ înaintea lui Dumnezeu. Obișnuiesc să spun uneori în rugăciune, eu să spun în rugăciune, când mă rog în genunchi, Doamne, am îngenunchiat, dar vreau să îngenunchez numai cu trupul, asta am reușit. Vreau să îngenunchez cu ce? Cu inima, cu mintea. Vreau toată inteligența mea, tot, să pun la picioarele tale. Vreau să fiu o rugăciune, eu să fiu o rugăciune. Vreau să mă rog cu cuvinte alese, vreau să mă rog mai mult decât o fac, vreau să mă rog mai îngrijit, vreau să mă rog mai cald, vreau ca uneori, dacă nu-mi ies celelalte cum trebuie, să-mi iasă rugăciunea și deja m-am salvat. Cu cântarea putem greși, cu predica și mai mult. Cu rugăciunea? Niciodată. După cum le organizăm când ne întâlnim în întâlnirile noastre, putem să le greșim sau cel puțin să nu fim relevanți. Știți ce zic? Relevanți. Putem uneori să plecăm ispitiți dintr-un cadru în care de fapt am venit ca să căpătăm pace, încurajare și înviorare, dar se poate întâmpla exact cum? Invers. Însă spațiul în care, locul în care nu putem greși niciodată, este locul acesta al rugăciunii. Când cu toții, da? Fiecare în felul lui, cu cuvintele lui, cu atitudinea lui, venim înaintea celuiași Dumnezeu și Domnul ne primește în rugăciune. Slăvit să fie El. În al doilea rând, nu doar un spațiu pentru rugăciune, ci adăugați, vă rog, un spațiu pentru miracol. Un spațiu pentru miracol. Vezi versetul 14. Acest verset apare doar în Evanghelia după Matei. Niște orbi și șchiopi au venit la el, la Iisus, în templu, Hieron, și el, ce credeți că a făcut? El i-a vindecat. Orbi și șchiopi. Ce vă spune această sintagmă, orbi și șchiopi? Acum nu-mi ziceți, nu-mi spune cineva cu dizabilități. Bun, asta am înțeles. Dar gândiți-vă în simbol, în simbol. Gândiți-vă la toată Scriptura. Că noi când citim un text ar trebui să-l citim cu toată Scriptura, versetul acela. Cu toată Scriptura, lasă-ne, frate. Abia citim versetul acela. Cu gândul la Vechiul Testament, ce vă spune? Orbi și șchiopi au venit în templu. Nu cumva vă gândiți la 2 Samuel, capitolul 5, unde David, la începutul domniei, luptă împotriva iebusiților pe care îi învinge ca să-și așeze acolo capitala, adică Ierusalimul, apoi casa lui Dumnezeu, apoi templu, apoi, da? Spațiul sacru, Ierusalimul. Nu cumva David a zis, atenție, le-a spus iebusiților, nu vă puneți mintea cu noi, că de la noi, dintre ai noștri, vor porni la luptă și orbii și cine? Și șchiopii. Și rușinea mai mare va fi că o să vă bată cine? Orbii și șchiopii, adică oamenii cu dizabilități. În textul acela care iată că s-a găsit, spune la un moment dat o informație care ne ajută pe noi pentru Matei 21, că de atunci s-a impus o lege nescrisă, nescrisă, nu are legătură cu legea lui Moise, în care zice că orbul și șchiopul nu îi se dă voie să intre unde? În templu. De acolo a început regula aceasta. Prin urmare, dintre toate bolile și dizabilitățile din Iudeea secolului I, dizabilitățile cele mai delicate, să spun așa, care erau sub această restricție, sub acest oprobiu, sub această se numește prohibiție religioasă, erau orbii și șchiopii care, chiar dacă cineva l-aducea pe șchiop sau l-aducea pe orb, îi oprea la intrare chiar în curțile exterioare. Nu avea voie să meargă, chiar dacă era evreu, mă înțelegeți, orb și șchiop evrei, cum ne gândim că aceștia erau evrei, dar ei nu aveau acces în templu. Orbii și șchiopii de aici, care nu mai fuseseră în templu, acum pot și ei să intre, pentru că Domnul a început să elibereze ce, cum se numește predica?
spațiu, s-a făcut loc. Atâta loc este că pot intra și aia care n-au voie. Asta îmi place. Nu numai noi care am fost citați, avem invitație, avem ecuson. Acum pot intra toți. Sunt locuri în care nu intrăm pe bază de ecuson și de invitație. Ați fost în asemenea locuri și eu. Zici că ce contează o bucată de hârtie? Uită că bucata aia de hârtie, dacă nu o ai, rămâi unde? Afară. Cu bucata aia de hârtie. Eu cu câte o bucată de hârtie m-am salvat adesea. Și nu numai hârtie din aceea, și altă hârtie. Zici, băi, ce e o bucată de hârtie, da? Uneori face diferența dintre înăuntru și afară. Ei, orbi și șchiopii, ei fără drept, ei care știau că nu au voie, au auzit dintr-o dată că cineva a venit să le facă loc și lor, că și ei acum pot. Și vă rog în nota aceasta să citiți versetul acesta peste care sărim de multe ori și parcă nu-l vedem, nu că e doar un verset, dar câtă bogăție ascunde versetul. Acești oameni bolnavi, acești oameni aflați sub interdicție, acești orosiți ai sorții, zice că au intrat și ei acolo și Domnul cum i-a văzut? Ce-a făcut Domnul? Exact ce face Domnul întotdeauna, pentru că de aceea e Dumnezeu. Zice că i-a vindecat, a făcut un miracol. Pentru că eliberarea spațiului nu este numai pentru rugăciune, ci este ca să avem spațiu, să avem atmosferă. Pentru ce? Pentru minune, pentru miracol. Iar miracolul, minunea, este întotdeauna opera lui Dumnezeu. Vindecarea pe care Domnul o face, mai bine zis, vindecările pe care Domnul le face în incinta templului sunt vindecări cu atât mai spectaculoase cu cât bolnavii aceștia se află într-un loc interzis, într-un loc în care în alte circumstanțe nu ar fi putut intra și atunci cumva salvarea lor este o dublă salvare. Pe de o parte e vindecarea fizică și apoi capacitatea lor acum de a putea și ei vindecați fiind să intre unde? În templu. Să acceadă în închinare. Oare ce vreau să spun cu asta? Știți ce vreau să spun? Știți. Vreau să spun că accederea noastră în prezența lui Dumnezeu, umblarea noastră cu Dumnezeu, mântuirea noastră însăși, stă întotdeauna sub semnul miracolului pe care îl face Dumnezeu. Și că din punct de vedere spiritual, cu toții am fost, cum? Orbi. Și mai cum? Șchiopi. Și încă am șchiopătat de amândouă picioarele. Și încă am fost orb din aceea care am avut atâta tupeu, încât orb fiind, am călăuzit pe alți orbi. Atâta tupeu am avut. Și le-am spus la el alți, care vedeau la fel de puțin ca și noi, că noi știm drumul. Și ăștia s-au luat după noi, că atâta minte au avut și ăia. Că dacă nimeni nu știe drumul, toți au dreptate. Că dacă nimeni nu poate, toți pot. Că dacă nu există un reper, orbi și șchiope am fost. Suflete schiloade am avut. Neputință am avut în noi. Am vrut să ne lăsăm de patim și n-am reușit. Cine n-a încercat asta? Și nu i-a ieșit, pentru că n-are cum să-ți iasă. Ne-am dat seama că robiile noastre, prejudecățile noastre, dilemele noastre, formele noastre mai mult sau mai puțin voalate de ateism au fost atât de puternici, atât de feroce, încât n-am mai putut să le învingem. Până la un punct spuneam că noi oricând ne scuturăm, noi oricând rezolvăm. Și ne-am dat seama că nu puteam, că acestea au fost mai puternice decât noi. Și am avut nevoie să ajungem într-un moment în care cineva, dar nu oricine, știți dumneavoastră cine, dar nu vă spun, pentru că știți, cineva să zică, ia faceți puțin aici, faceți un pic de ce? Faceți un pic de loc. Ia să ne mai oprim cu formalismul. Ia să ne mai oprim cu gălăgia. Ia să ne mai oprim cu truismele, cu frivolitățile. Ia să ne mai oprim, ia să facem un pic de lărgământ aici, să fie lărgământ, să vină toți. Iar cel care în lucrarea sa mesianică, 3 ani și jumătate, a rostit adesea, poate în fiecare zi, nu pleacă, ce a rostit cum? Vino. Ne-a zis și nouă, la timpul nostru, în felul nostru, vino, căci mare și bun e Dumnezeu. Niciodată să nu te dai mare, să nu te mândrești, chiar dacă ai 20 de ani de umblare cu Domnul, ce bine că ai. Dacă ai 30, ce bine, te respect pentru asta. Apreciez faptul că rămâi constant lângă Domnul, apreciez fidelitatea ta, ești un exemplu pentru mine.
Ești un exemplu pentru noi, cei tineri. Sunteți exemple pentru cei care se vor boteza în a doua zi de Paști. Sunteți exemple că se poate. Sunteți exemple. Simțiți-vă încurajați de asta. Dar nici o clipă să nu te mândrești cu asta, pentru că dacă ai ajuns unde ești, ești rodul unui miracol, iar miracolul l-a făcut Dumnezeu. Cea mai mare minune nu este vindecarea de boli, ci este iertarea păcatelor. Iar de această minune toți am avut parte, sau ar trebui să avem parte. Această minune face posibilă începutul vieții cu Domnul, inițierea creștină, drumul spre botez și dincolo de el. Această minune face posibilă vocația în slujire, o oarecare capacitate de slujire, de zidire a trupului lui Hristos. Această minune, acest miracol. Bine spunea un orb care a fost orb din punct de vedere fizic, dar noi aplicăm inclusiv spiritual. Eu un lucru știu, că am fost orb și acum văd. Cine este acela? Nu știu. Dar eu știu cine am fost eu și cine sunt acum. Înseamnă că am avut parte de un miracol. Eliberați spațiul din minte, din inimă, din familie, din treburi, din aglomerări. Eliberați. Pentru că minunea nu se face în aglomerare. Domnul vrea niște condiții pentru minune. Toți vrem minuni. De când ne-am întors la Domnul, vrem alte soiuri de minuni, că acum zicem că aceea e rezolvată. Și vrem altele mult mai aplicate și nu e greșit că vrem. Toți așteptăm o minune și eu aștept minuni foarte concrete. Și eu aștept. Deci toți venim înaintea lui Dumnezeu cu doleanțele noastre. Uneori Dumnezeu nu lucrează, nu pentru că n-ar putea, sau nu neapărat că noi am comis păcate scrise în decalog. Să presupunem că n-am comis. Dar uneori Dumnezeu nu lucrează că e prea multă ce? Aglomerație. Prea mult formalism. Prea îmbâxită ne este mintea. Prea judecăm tot și pe toți. Prea le știm pe toate. Mă înțelegeți? Prea le-am amestecat. În al treilea și în ultimul rând, am zis un spațiu pentru rugăciune, apoi am zis un spațiu pentru miracol. Adăugați, vă rog, un spațiu pentru proclamare. Un spațiu pentru proclamare. Versetele 15 și 16. Domnul Iisus a zis fariseilor care l-au interpelat, spunând, oprește-i pe aceștia. Domnul le zice în versetul 16, oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug? Și lăsându-i a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a poposit acolo. Un spațiu pentru proclamare. Sau dacă vreți, puteți să puneți alternativ un spațiu pentru laudă. Sau pentru doxologie, pentru preaslăvire, pentru laudă, pentru proclamare. În acest dialog, în această interpelare de care are parte Domnul, dacă mi-îngăduiți o mică paranteză exegetică, am zis că mică va fi. Nu va fi paranteză mare, adică dreaptă. Cu atât mai puțin nu va fi acoladă. Cu atât mai puțin. De aceea nu o să avem în seara asta. Dacă ei nu vor striga, scrie aici, nu? Și scrie mai explicit în alte evanghelii, dacă ei nu vor striga, lăsați-i să strige, atunci cine va striga? Pietrele. Să știți că această afirmație a Domnului trebuie înțeleasă în sens propriu, întâi. În sens propriu. Adică cum, frate Ghiță, în sens propriu? Adică ce a vrut să spună Domnul? Iată ce a vrut să spună. Nu-i opriți. Că acum dacă faceți represalii, știți ce zic, acum dacă sunteți violenți cu ei, ei sunt acum în culmea bucuriei și uită cum strigă ei Osana și așa, dacă îi opriți, vor striga pietrele la propriu, că pe acolo ținutul era de așa fel încât nu era multă iarbă, ci erau multe ce? Pietre. Ăștia se apleacă și pun mâna pe pietre și când vedeți imagini cu războaie și lupte de gherilă din Orientul Mijlociu, toți vedem în ultima vreme, din păcate, prea des, vedeți că au ei arme ce au, dar când n-au arme și când se termină muniția, ei pun mâna pe ce? Pe pietre. Cu ei se împlinește vorba aceea ce o foloseam noi în pruncie, mănâncă mult și dă cu pietre, zice.
Căci unul numai de atât a fost în stare, să dea cu pietre. Mai nimerea mai. Și asta cu piatra. Când fac asemenea referiri, mă gândesc la această imagine. Vă spun așa numai pentru frumusețea ei a imaginii, pentru impactul ei antitetic. Un copil năzdrăvan care mănâncă mult și dă cu pietre. Pune mâna pe piatră, se află lângă o catedrală istorică, o catedrală gotică, imensă, în Occident. Și sparge vitraliul catedralei, care în sine, vitraliul acela nu e sticlă, a e operă de artă. Și sparge vitraliul. Ăștia suntem noi uneori. Nu știm ce înseamnă vitraliul. Cu atât mai puțin nu știm să-l facem. Nu știm să-l descriem. Nu știm cine l-a pus acolo. Nu știm ce e clădirea aceea. Dar noi dăm cu ce? Cu pietre. Că e cel mai simplu. Să dai cu pietre. Domnul zice, lăsați-i să strige, că strigătele lor dorm mai puțin decât ar durea ce? Pietrele. Că ăștia pun mâna pe piatră, la propriu, vă rog, la propriu. Evident că este și o explicație simbolică, la fel de legitimă, anume că Domnul se putea referi și la pietre însuflețite, în sensul că dacă lor li se va pune mâna în gură, adică oamenilor, nu animalele vor striga, vor lăuda. Că animalele s-a mai văzut, că doar măgărița lui Avram, să zicem, dar lui Balam, iertați-mi. Da? Hai că animale s-au mai văzut. Dar zice, atenție, că se poate face un miracol atât de mare încât pietrele rămase după ce ăștia au obosit, acelea să prindă glas și piatra să vorbească și piatra să laude. Iar dacă ducem până acolo simbolistica, semnificația și vă recomand să mergem până acolo, putem merge, dacă ducem până acolo, atunci vom înțelege că dacă oamenii se vor opri din laudă, din proclamare, din preaslăvire, atunci creația cea neînsuflețită va aduce în felul ei, în limbajul ei, nu? În tăcerea ei, în sunetele și în simfonia ei, va aduce laudă, preamărire la adresa lui Dumnezeu. Pentru că, de fapt, asta este a treia semnificație. Faceți loc ca să putem să dăm drumul la laudă, la proslăvire, la doxologie, la proclamare. Faceți loc pentru laudă, pentru preaslăvirea, sau un cuvânt care îmi place mult, slavoslovirea lui Dumnezeu. Adică să înălțăm slavă la adresa lui Dumnezeu. Simțiți cum se leagă lucrurile? Simțiți cum se leagă predica? Elementele. Simțiți că dacă pui la temelie rugăciunea, se va produce mai devreme sau mai târziu ce? Miracolul. Și simțiți că dacă miracolul s-a produs cu tine sau cu cineva lângă tine, nu mai contează, în spațiul acela, toți suntem gata într-un glas. Ce să facem? Să lăudăm pe Dumnezeu. Domnul scoate afară schimbătorii de bani și vânzătorii, nu pentru că ei făceau ceva greșit, făceau ceva cu totul necesar, ci pentru că lucrul pe care îl făceau aglomera spațiul și denatura sensul acelui spațiu. Pentru că era nevoie de spațiu, de libertate, să aerisim toată zona aceea. Ca un epilog, dragii mei, aș vrea să vă spun că ce a făcut Domnul în ziua aceea a avut efect, cel puțin, în plan imediat. Gândiți-vă împreună cu mine, vă rog, nu mai citim, dar hai să ne ducem cu gândul la Fapte, capitolul 3, primele 11 versete. Templul lui Dumnezeu, același templu. Petru și Ioan se suie la ceasul al 9-lea, că era ceasul care? Al rugăciunii. Între timp se făcuse loc pentru ce? Pentru rugăciune. Vă rog să puneți Fapte 3 în oglindă cu Matei 21. Vă rog să puneți în oglindă. Petru și Ioan de acum se pot ruga și nu numai ei, ci și alții. E loc de rugăciune, e spațiu de rugăciune. Minunat, asta ne trebuie, spațiu de rugăciune. Acolo, în drum spre rugăciune, întâlnesc un bolnav, un slăbănog, nu-i așa?
care din naștere nu umblase și știți bine că întinde mâna să ceară de milă, iar Petru, ca și Ioan, spune: argint și aur n-am, dar ce am, îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. Întinde mâna, îl ridică, îi se întăresc gleznele și zice că dintr-o săritură a fost în picioare. Am avut rugăciune. Ce avem apoi? Minune. Miracol. Și spune că omul acela s-a ridicat în picioare și a început să sară. A început să slăvească nu pe Petru și pe Ioan, ci pe cine? Pe Dumnezeu. A identificat sursa minunii. L-a lăudat pe Dumnezeu, a intrat cu ei în templu, au ajuns în pridvorul lui Solomon și în pridvorul acela, care nu era departe de ce v-am povestit eu cu curțile templului, în pridvorul lui Solomon zice că s-a adunat o mulțime de norod văzând minunea aceea și Petru a ținut cea de a doua predică. Prima o ținuse cu un capitol mai devreme, acum era a doua predică, cele două predici care le avem în sinteză în Fapte, semnate de Apostolul Petru. Și avem așadar rugăciune, avem miracol și avem proclamare. Pentru că între timp s-a făcut ce? Loc, s-a făcut spațiu. Cu acest gând aș dori să închei. Să facă Domnul spațiu și în inima noastră, și în mintea noastră. Și dacă în curățenia generală, știți că uneori mai aruncă lucruri, mai Domnul, dacă se mai atinge de niște unghiere, de niște... Știți cum ținem noi la lucrurile vechi? Știți că adunăm în casă multe lucruri de care nu avem? Pe care nu le mai folosim? Știți că dacă cineva cu autoritate ar intra în casele noastre, cu autoritate, dacă n-am putea să ne opunem, dacă ar face efectiv curățenie la sânge, dintr-o dată casele noastre ar fi mai cum? Mai cum? Mai mari. Mai luminoase, mai spațioase. Știați, iubiți credincioși, că a cădea nu se referă numai la păcat. Că nu doar despre imoralitate trebuie să predicăm. Că pot fi duminici, poate fi măcar o slujbă, cum a fost cea din seara aceasta, în care nu am vorbit despre imoralitate. Și am vorbit de lucruri bune. Lucruri care nu sunt nicăieri condamnate în Scriptură. Preocupări care ne-au prea aglomerat. Obiecte care ne-au prea încărcat mintea, nu? Planuri care sunt prea mult, prea multe, prea cum nu trebuie. Și să vină Domnul, să avem curajul să zicem, să vină Domnul să facă un pic de ce? De loc, de curățenie. Ca să fie rugăciune și miracol și proclamare.